58 din 22 septembrie 2023, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din consultarea condicii de prezență, rezultă că sunt din cei 17 consilieri, sunt prezenți toți. Dau cuvântul domnului președinte pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței și ordinea suplimentară care a fost comunicată aseară la ora 4. Dar înainte de a citi ordinea de zi, vă rog să puneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Bună dimineața! Spuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă, se abține cineva? Da, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 1 pe ordinea de zi. Nu. Spuneți spre aprobare ordinea de zi a ședinței de astăzi. Spuneți spre aprobare ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Și înainte de a trece la punctul 1, informăm că avem din partea CRAB Bacău, doamna? Doamna director adjunct. Doamna director adjunct. Așa, și domnul? Codrin Păuceanu, managerul de contract de UIPOIM. Da, informat. Avem prezență la ședința noastră. Da. Da, trecem la primul punct pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de prezentare raportului de activitate pentru perioada 1 octombrie 2023-30 septembrie 2023 de către consilieri locali și viceprimari. Din ceea ce am văzut, toate rapoartele de activitate sunt prezentate la doamna secretară, la, așa pentru a putea fi afișate. A fi publicate. Cred că sunt ceva discuții, dacă nu supunem la vot acest proiect. Este pentru. S-a votat cu numărul 17 consilieri. Deci, am făcut numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului semestrial al activității asistenților personal pe perioada 1 ianuarie 2023-31 iulie 2023. Deci, raportul Comisiei Învățământ, da? Avizul Comisiei de Învățământ? Da, avizul acolo. Este votul raportul. Da. Deci este vorba de raportul pe primul semestru din 2023 privind numărul asistenților personal. În principiu, de numărul asistenților personal se menține cam la același număr, 25-26 plus minus 100. În schimb, numărul indemnizaților începe să crească și este în continuu creștere. La ora actuală am 65 de dosare. Până în iunie au fost doar 63. Vreau să vă spun că asistenții personal primesc toate drepturile legale, conform contractului de muncă și stabilit prin contractul de muncă și fișa postului. Menționăm că au fost verificați fiecare în parte. Sunt verificați odată la 6 luni sau de câte ori este cazul. Toți asistenții personali au fost conform, nu s-au găsit nimeni de regulă. Dacă îmi permiteți, da. Vreau să vă întreb și să informați Consiliul Local ce salariu are un asistent personal. Deci, un asistent personal are așa. Cei care sunt, ei primesc gradații în funcție de vechimea muncă, la fel ca orice salariat. Cel mai mic salariu este de 2007 lei, iar cel mai mare este de 2093 de lei. Cu toate... Vorbim despre net. Brut sau net? Net. Cât iau în mână? Da. Este net. Deci 2000 de lei. 2007, cel mai mic. Și 2093, care are venit mai mare. Cu indemnizația de hrană. Da, cu tot. Deci cât ia omul în mână. Deci cu indemnizația de hrană, tot, dar scăzut indemnizația de hrană, 2230, nu știu cum. Indemnizația e 340. 340. Deci au 1700. Da, cam așa. 1868 de lei. Netul, minim pe până. Plus celelalte drepturi pe care le au, vouchere de vacanță. Primesc vouchere de vacanță în fiecare an, în sumă de 1450 de lei și este renumerat concediu de odihnă. Nu se cunoaște, în fiecare lucru. Da. Primești încă un salariu. Încă un salariu, da. În luna ianuarie. Da, bine. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supunem la vot acest proiect, cine este pentru? Potrivă, să afli și ceva. L-a salutat cu numărul de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Dobteana pe anul 2023. Comisia Învățământ. Da. Aveți favorul. 5 voturi. Deci este vorba tot de prestații sociale pe care le acordăm. Este vorba de ajutorul social, alocația de sprijin familiar, tichete, absolut tot ce se poate da conform legii.
Deci ne menținem la același nivel ca anul trecut, nu suntem în creștere, sunt foarte bine la capitolul ăsta. Atât. O să urmez iar ajutorul din încălzirea cu o Când începe? De pe 20 octombrie, 20 noiembrie. Începe depunerea de dosar. Da. De pe 20 octombrie. Deci de pe data de 20 octombrie încep depunerea dosarilor pentru ajutorul de încălzire. Vor veni noi criterii? Nu. Deci sunt aceleași baze legale? Aceleași baze legale, exact. Am două ca anul trecut. Doar este în discuție cu digitalizarea, cu primirea dosarelor. Încă nu se știe exact dacă le primim în format electronic sau în format electric. Asta nu pot adică arăma asta. Da. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, spune la vot acest proiect și este pentru. Potrivit, ați trimis seama, dar s-a votat numărul 7 și consiliere. Deci, la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind informarea încheierii unui contract de filestări servicii de transport persoane cu o firmă autorizată pentru transportul minorilor încadrați într-un grad de handicap la CSI numărul 2 Comănești în cursul anului școlar 2023-2024, tur de tur. Comisia Învățământ? Aveți salutare, cine vă pentru? Da. Este vorba despre transportul copiilor care au un grad de handicap. Aici am văzut în solicitarea făcută de către părinți, îți mai puțin la număr, dar ei, de fapt și de drept, sunt de 21, nu? Doamne secretară? Da. Așa. Îi duce la școala specială în Comănești, undeva prin Zăpuri, îi duce și ea duce dimineața la ora 8 și îi duce înapoi la orele 14. Dar lucrul acesta o facem în ultimii 5 ani, cât de mi-aduc aminte, și acum va expira contractul, cred că în luna lui, de la 1 octombrie sau după. De ce? Și vă supun spre analiză și aprobare, pentru că trebuie să continuăm aceste servicii. Să le plătim transportul. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, spune la vot acest proiect și este pentru. Da? S-a votat numărul 17 consilier. Ducem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Dopiana pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor și a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor ASIC Compania Regională de Apă S.A. Bacău în data de 2/10/2023-3/10/2023. Comisia juridică? Comisia juridică a fost favorabilă. Cel votul pentru. Da. Dacă nu sunt discuții, supune la vot acest proiect. Cine este pentru? Da, s-a votat cu număr de 16 consilieri. Deci, apun numărul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a reprezentanților Consiliului Local Dopiana și reprezentantul primarului Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale Scarla Loie Dopiana pentru anul 2023-2024. Da, ați aprobat și la ședința anterioară delegații pentru Consiliul de Administrație la Școala Scala lui Ildoftena, dar de parcurs s-a schimbat legea la dumnealor și prevede doar doi consilieri în Consiliul de Administrație. Și primarul, bineînțeles, sau un alt reprezentant delegat de primar. Dacă sunt discuții, facem acest proiect. Dacă nu sunt, punem la vot. Este pentru? Da, s-a votat cu numărul de 16 consilieri. Deci, la punctul 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unității administrative teritoriale Dopiana a construcției pod înscrisă în cartea funciară 64.795 Dopiana și aprobarea demolării acestuia. Comisia Buget? Aveți favorabil cu 7 voturi. Comentar? Deci e vorba despre podul de la Cucuieț, cum spunem noi, podul de la Păca, care urmează a fi demolat și reconstruit în nou pod din programul Angel Salini. La ora actuală s-a deplasat constructorul, este venit în localitatea noastră, lucrează în baza de la munca protoșului, pregătește fierul beton și toate celelalte componente care stau la baza construcției celor două poduri, mă refer podul la Fofonel, de pe Ștefan Podă, și podul de la Cucuieț. Noi am toaletat toți copacii care sunt acolo și puneam pericol pe cei care construiesc, iar s-a emis inclusiv autorizația de construire și urmează să apuce de treabă. Să sperăm și după promisiune dumnealor,
anul acesta vom circula pe ele, chiar dacă nu va fi finalizată lucrarea. Discuții dacă se poate acest proiect. Dacă nu sunt, supunem la acest proiect. Cine este pentru? Da? S-a votat numărul de 70 consilieri. Deci, la următorul punct pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante, idee post 212.488 de polițist local, clasa 3, gradul debutant, cu parcurgere simulată și prevenirea criminalității din polițist local, clasa 1, gradul debutant. Aici, după cum am spus, se propune transformarea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului specializate al primarului, după cum urmează. Polițist local, clasa 3, gradul debutant, compartiment siguranța și prevenirea criminalității, un polițist local, clasa 1, gradul debutant. Dacă sunt alte discuții? Dacă sunt discuții, dacă nu sunt comisia juridică, a fi favorabil 5 voturi pentru. Supune la vot acest proiect de hotărâre. Este pentru? Da, s-a votat numărul 70 și consilier. Deci, la următorul punct de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea situației analitice a veniturilor și cheltuielilor realizate în perioada 1 aprilie 2023-30 ianuarie 2023, aferent contractul de administrare numărul 7137 din 21.06.2019, încheiat cu RNP Rusin Walter Bogna. Domnul Maxim, de a trebui explicați de la acest proiect. Contractul de administrare, cel la punct. Dar materialul a ajuns la dumneavoastră în legătură cu proiectul acesta. Știți despre ce este vorba. Vă vorbesc în bani vechi. Noi le asigurăm, adică nu, ei ne asigură nouă pază, iar noi plătim pază în fiecare an. Dar, domnilor, de face prestări servicii din toate care le-a studiat în planul ăsta de acțiune. Și ați văzut în bani vechi, 700 și ceva de milioane care efectiv trebuie să-mi dea ei 19, trebuie să le facturăm. Anul trecut am luat mai mult, am luat 1 miliard. Acum au fost, probabil, și materialele noastre dus mai puțin, sau ceea ce au reieșit din lucrările silnice în condițiile astea. Valoarea ați studiat, o vedeți și vă supun spre analize și aprobare. Da, discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Da, spun la vot acest proiect. Cine este pentru? Da, s-a votat unul de 70 consilieri. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației, studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a dezvoltării generale pentru obiectivul de investiții. Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Dovteana cu statele aparținătoare Dovteana, Bogata, Cuieț, Larga, Hăgheac, Seaca, Ștefan, Bodă, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Sabinii, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Da. Deci, în momentul când noi am accesat Fondul European prin VOIM, Înființarea Sistemului Inteligent de Gaze, la momentul respectiv am depus studiul de fezabilitate împreună cu devizul general și am fost eligibili, știți, destul de bine, cu 61 de puncte, dar nefinanțat, pentru că proiectul nu a putut cuprinde toată capacitatea tuturor proiectelor care erau câștigate în toată România. 73 de localități, repet ceea ce spuneam și au dat, au fost transferate la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național Angel Salim. În aceste condiții am făcut celelalte demersuri. Astăzi s-a încheiat toată licitația cu urmă cu câteva săptămâni de zile, așa. Am semnat contractul, au un termen de 30 de zile să ne depună proiectul tehnic. Bineînțeles, pe parcurs au intervenit și alte probleme și alte discuții, întrucât cei care vor lua în primire distribuția noastră de gaze nu sunt de acord ca subtraversarea pe sub care ferată și sub râul Trotuș să aibă loc de 3 ori către celelalte două sate, Largă și Cucuieți. Ei vor doar numai o singură dată și acum cred că cerem o prelungire a proiectării tehnice pentru că joia viitoare, ori 10, avem întâlnire împreună cu distribuitorul de gaze și cu executantul lucrării, cu dirigintele de șantier și împreună cu firma Habau din Germania. Bineînțeles, dacă ne mutăm la Ministerul Dezvoltării, noi avem un alt deviz acum. Pentru
că actualizarea devizului la ora actuală față de celălalt diferă, nu mult, dar diferă. Valoarea a studiat-o, o vedeți, transformată în euro, sunt peste 11 milioane de euro, fără TVA. Deci atât costă înființarea sistemului inteligent de gaze, în localitatea noastră, pe o lungime de 81 de kilometri rețea de gază, de gaze plus branșamente. Vă supun spre analiză și aprobare de vizul și actualizarea indicatorilor tehnico-economice. Aviz de o comisie buget. Aviz favorabil. Da, supune la vot acest proiect de hotărâre și este pentru. Da, s-a votat cu numărul de 7 consilieri. Cel următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fizabilitate a indicatorilor tehnico-economice ai proiectului aviste de investiții, proiectarea valorului investițiilor aferente Consiliului Local Dorteana și a participării Consiliului Local Dorteana la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului? Nu. Privind aprobarea studiului de fezabilitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate indicatorilor tehnico-economice ai proiectului alistei de investiții, proiectarea valorilor investiții aferente Consiliului Local Dorteana și a participării Consiliului Local Dorteana la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Da. Motivul prezenței doamnei director adjunct și a reprezentantului implementării proiectului Sfântul dirigintele de șantier, eu i-am invitat aici, în baza unei adrese pe care am făcut-o către CRAB Bacău, un eror să vină aici. Doamna director, din ceea ce am înțeles, pentru că a fost și la noi la primărie, este mai nouă venită, dar nu înseamnă că este nouă și în implementarea proiectelor europene, vine de la județul Neamț, unde are în spate de ei multe proiecte europene și sute de milioane de euro care au fost atrași de către tânărilor acolo unde au activat. Am adus mai mulți factori de conducere din primăria Comunei Dorteana, cei care lucrează la acel proiect efectiv împreună cu reprezentanții CRAB-ului și noi avem unele discuții, nu de astăzi, dumneavoastră, mare majoritate știți, în legătură cu adopțiunea de apă de la stația de tratare Cărăboia și traseul care merge până la municipiul Onești. Noi nu am vrut să semnăm trecerea prin localitatea noastră, mă refer trecerea de ce? Prin localitatea noastră a conductei de adopțiune apă potabilă, tratată, către Onești, prin locul pe acolo pe unde solicită dumnealor. Adică, între limita proprietății, mă refer vis-a-vis de piața Dofteană și acostamentul drumului DN12A, care are o lățime de 3,70 m, cel mai mult 4 m, din ceea ce cunoaștem noi, nu încape acea conductă de aducțiune apă, pentru că, din câte cunosc, are 1500, nu? Cât are 1500. 500? 500. 500 de metru? Da. Bun. Așa. Lângă conducta noastră, nu, lângă canalizare și apoi conducta de gaze, iar la limita proprietății, la fiecare cetățean există acei stâlpi conducători de electricitate, care au o cioată destul de mare pe o suprafață de aproape un metru pătrat și chiar de un metru pătrat, plus fibra optică. Motivul pentru care i-am invitat aici, pe dumnealor, pentru că noi le-am stabilit un alt traseu, le-am propus, efectiv, un alt traseu. Iar dumnealor vor să treacă pe domeniul public, așa prevede legea, numai pe domeniul public și prin centrul tuturor localităților care le străbate din Dărmănești până în municipiul Onești. Motivul acesta a fost și noi nu le-am semnat și am invitat aici să ne facă demonstrația. Cum poate să încapă o conductă de aducțiune apă, acum spuneți, până acum era de 1000, acum văd că o scăzut la 50. Bun.
Dumneavoastră ne faceți demonstrația asta, unu. Și a doua problemă, vă rog frumos să dați explicație Consiliului Local și pe mine, care eu semnez că sunt coordonator principal de credite, în ce condiții poate să fie canalizarea în lateralul conductei de gaze naturale, când voi vedeți că am aprobat indicatorul tehnico-economic, avem licitația făcută și după 30 de zile asta ar însemna anul ăsta, dacă semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării, cel târziu în 1 ianuarie să apuce de lucrare. Vă rog să-mi explicați și mie avizul dumneavoastră pe care îl aveți de la Rom Telecom pentru că au o tubulatură, o canalie, un camionet de 60-70 cm cu fibră optică. Vă rog să-mi explicați cum treceți pe lângă stâlpii de electricitate în condițiile în care distanța este destul de mică. Am vorbit cu doamna director general în birou și doamna director spune și domnul primar, la executarea lucrării, de comun acord, putem să facem mai multe subtraverse de așa natură să nu afectăm apa uzată și conducta de gaze. Vă rog să dați explicații despre avizul dumneavoastră pe care îl aveți de la CNAIR. Dacă CNAIR-ul vă permite dumneavoastră să lucrați pe acostament sau pe partea carosabilă. Vă rog să dați explicații la DG116D, în condițiile în care atât pe DN cât și pe DG, pe ambele părți, vine canalizare pe două fire și gaze și scurgerea apelor pluviale. Pe parcursul să mă intervin și dumneavoastră, vă dați explicația. Lenuța și juristul și Georgiana, dacă aveți probleme, nu stați acolo fără să puneți întrebări. Aveți documentație în față, doamna director este și are capacitatea necesară să dea răspunsul. Foarte scurt, o să vorbesc un pic despre proiectul major. La dumneavoastră, componenta e mai mică, de cei 685 de milioane de euro, vorbind un proiect major, care se pregătește de regulă și parcurge toate etapele de pregătire, evaluare, verificări, întâi din partea personalului CRAP cu CPR-ul, mai departe Ministerul Fondurilor, cu consultanții lui BEI și GESPAS, și documentația tehnică are toate avizele pe care, de exemplu, în cazul obținutului, suntem la etapa la care am atribuit contractul de execuție lucrări. Deci, deținătorii de utilă... Vă rog să dați explicații. Din ce motive amestecați conducta de aducțiune cu canalizarea în condițiile în care erau proiecte separate și finanțări separate? Sunt proiecte separate și finanțări separate. Finanțării se finanțează din același program, din PUI, dar ele sunt proiecte separate. Deci până la ora actuală nu ni s-a spus lucrul acesta. Deci avem noi vrem proiecte. Să ne dați explicații, să nu fie o eroare sau să ne ducă cineva în eroare, pentru că făcând atâtea discuții între noi și firma de consultanță a dumneavoastră, Figneru sau cine spune, așa, noi nu am pus semnăm acele planșe, întrucât și noi suntem de profesie și am fost rulera. Și vă rog frumos, dacă sunteți diligente, fixăm o întâlnire săptămâna viitoare, când doriți dumneavoastră, cu ruleta și cu aparatura în mână, punem din limita proprietății până în acostament, să nu afectăm drumul CNR-ului și îmi faceți demonstrația cum încape și totodată să studiați un pic sau să vă consultați cu cei care introduc gaze naturale, sunt de profesie și vă spun, care introduc gaze naturale, dacă are voie să fie suprapusă conducta de gaze cu canalizarea, ceea ce nu există niciodată, nu. Da? Nu, se fac, se pot face traverse. Da, unde? Dacă o conducta pe marginea DN, DG și DN, nu, da, pe marginea DG și DN, vine pe ambele părți. Atât aducțiunea de apă, cât și aducțiunea de apă potabilă care avem noi, cât și gazele naturale, circulă pe ambele părți. Dacă faceți subtraversare, unde vă duceți? Nu, m-ați întrebat dacă pot fi una lângă alta sau una sub alta.
Suprapus. Suprapus. Dacă eu v-am spus că nu. Nu, corect. Dar în unele situații... Și a spus să face subtraversări. De ce? Bun. Subtraversăm cum e aici în Bogătălătă. Subtraversăm în partea altă, dar și în partea altă aceeași treabă. Tot conductă de gaze, tot canalizare, atât cât și în partea asta la. Haideți să vă răspund punctual. Deci, sunt două lucrări pe acest boate. Două contracte de lucrări. Cele 5, care este da. Extinderea și reabilitarea reabilitării, și cele 7, reabilitarea adopțiunii. Și am primat cele 7, unde avem contract de lucrări atribuit. Da? Așa. Dumneavoastră aveți... Ați făcut atribuirea contractului de lucrări? Da. Urma a fi... S-a finalizat. Deci s-a desemnat executantul care... Avem antreprenorul, da. Corect. În schimb, nu avem autorizația de construire pe care să o punem la dispoziție. Păi bine, dumneavoastră ați solicitat predarea amplasamentului întâi și după aia e venit autorizația de construire. Nu, nu, n-am solicitat predare. Păi nu, dar eu am citit astăzi, eu de la 6 să mă prindă. Georgiana, scrie așa? Despre predarea amplasamentului. Da. Le răspunde Elenuță, nu dați din cap. Predarea asta pentru care va fi necesară pentru semnarea într-un contract de finanțare. Deci să obțin autorizația, să trebuie ceva administrat. Să obțin autorizația de construire pentru lucrare și aici suntem la, avem nevoie de avizul dumneavoastră pentru, pentru planul de topo. De topo. Da? Așa. Cu planul realizat de OCPI terminăm procedura de obținere autorizației de construire. Nu e vorba doar de OATE, Doctana, mai sunt și alte OATE cu care am rezolvat subiectul. Apoi ordinul de încercare și predarea amplasamentului către antreprenor. Așa suntem. Până la predarea amplasamentului mai zău. Poftim. Ce este pe ordinea de zi este pentru contract. Am în general cu legea a terenurilor. Da. Acum, investiții diferite la Doftana față de cele aprobate de Consiliul Local 2020, n-aveam. A crescut valoarea datorită inflației, războiul și COVID-ul. Inițial avea investiția pe Doftana, era de Doftana, de 45 de milioane de lei. Acum devizul a ajuns la 61,7 milioane de lei valoare de investiții pe rețea de distribuție, pe canalizare și această rețea de adicțiune de la stația de depurare. Sigur. Da. Deci, fosta doamnă director, înaintea dumneavoastră, a participat aici la o ședință și întrebarea mea a fost următoare. Faptul că s-a diminuat valoarea și am întrebat, doamne, dar din ce motive nu mai avem? Noi am trecut în inventarierea domeniului public suprafața de 4.500 de metri pătrați pe zi. Bine, pentru o stație de epurare. Răspunsul a fost acela că o să cumpați către stația de epurare Târgu Ocru. Da, sunt zbăuri. Care e bogata, noi nu se raportează. Deci aici unde suntem, nu sunt prinși în acest proiect. Ați poate raporta pe parcurs. După cum știți, poimul se închide 31 decembrie 2023. Noi anul ăsta și la asta lucrăm acum, avem termen 30, numai autoritatea de management de la Comisia Europeană, etapizarea. Din cei 216 milioane de euro decizii de finanțare pe poim pentru investițiile pe proiectul acesta, noi reușim anul acesta să cheltuim aproape 20 de milioane de euro. Diferența merge în PDD. Asta ce înseamnă? Că vom face o nouă aplicație de finanțare și sunt eligibili. Ghidul în consultare a fost publicat de autoritatea de management bine, cu posibilitatea comentării 20 de zile. L-am studiat și noi ce nu e prins în momentul de față. Poate face obiectul unui studiu de fezabilitate. Deci ce nu e prins? Da, pentru că prioritare sunt localitățile cu peste 10.000 de locuitori echivalenți, dar și cele haideți să vă spun, am ajuns în punctul când nu aș vrea ca să depășesc lucrul acesta. Noi, Primăria Doftena, în urmă cu 2 ani de zile și în urmă și am actualizat și anul acesta, în baza unui studiu cost-beneficiu, un analiză cost-beneficiu, strada Valea Câmpului este scoasă, am scos-o noi, de pe canalizare. Motivul este acela. Și l-am explicat în analiza cost-beneficiu făcută de către o echipă de specialiști. Așa, întrucât casele sunt foarte rare, e o suprafață de teren care este destul de abruptă și la rândul ei nu ai cum ca să faci canalizarea acolo când casa e o diferență de nivel de câteva zeci de metri și cu stații de pompare și așa mai departe și motivul ar fi acela.
dacă am propus către dumneavoastră și există documente scrise, să rămână scoasă, pentru că noi am modernizat domnul și în condițiile astea putem să trecem exemplu bogat, cel puțin cei care sunt aici la DN12 și tot trecem cu conducta pe partea asta, ne raportăm și raportăm bogata la canalizare. Doamna director, ca noi să ne lungim și domnul director discuția, haideți să vă propun următoarele și propun și Consiliul Local. Din punct de vedere tehnic, îl amânăm, ca să nu ziceți că îi dăm aviz negativ, îl amânăm, haideți să ne vedem săptămâna viitoare ce vrem noi. Știu că vrem să facem cu toții bine, și gaze, și canalizare, și aducțiune. Și știu că la 2023-31 decembrie se încheie și pierdem finanțare. Dar haideți să venim cu detalii tehnici și imediat vă promit că în aceeași zi după ce ați plecat, fac o ședință de îndată și îi dăm avizul pozitiv, dar să ne faceți demonstrația în teren faptul că încape canalizarea, aducțiunea de apă pe care spuneți dumneavoastră și conducta de gaze. După aia începem și să știți ce se va întâmpla. Vă predăm amplasamentul, am început lucrarea, executantul a spus că i-ați trebuit lucrarea și în momentul când vine și nu încape, rămâne centrul localității fără canalizare, că la ceva se va renunța până la urmă, fără canalizare. Dacă rămâne fără canalizare, iar nu este bine, așa că aici sunt toate, centru, toate unitățile care sunt și agenții economici și așa mai departe, nu îi putem raporta din motivul ăsta. Pentru că CNAIR nu dă voie să intrăm în terenul. Și haideți la față locului. De cum un acord stabilim, unde putem reloca, tot acolo, tot pe partea aia, mai încolo, mai încolo, cumva, de așa natură sunt cap. Și gândiți-vă de tare. Eu am stat de vorba cu executantul lucrării. Și executantul de ce, din ceea ce spune, spune în felul următor, că aducțiune de apă rămâi. Să uitam un proiect, vă dăm detalii. Da, tot, da. Asta e extrem de verificat. Faptul că se realizează ședința Consiliului Local nu ar vrea ca să interpreteze. Noi suntem de bună credință și noi și dumnealor. Dar nu vrem ca să îi dăm undă verde până nu ne face demonstrația, pentru că mai târziu va fi prea târziu. Deci să stabilim niște lucruri la ora actuală, să putem să dăm o soluție de așa natură, ea să fie și funcțională după aia. Ne uităm cu toți pe postul de televiziune, doamna director general, săptămâna trecută, o dat niște situații, niște canalizări în România și așa la multe posturi de televiziune, care spune, dom'le, o terminat-o, nu avem stații de epurare. Nu aș vrea să ajungem în același punct și noi, cu banii europeni. Finanțarea, cum spuneam, e continuat în BDD și ce nu a reușit să includă proiectantul Figna în proiect? Ce trebuie corectat în momentul de față poate fi obiectul aplicației pe care gândul cu consultare spune că noi trebuie să o depunem anunț. E clar că foarte... Ceea ce vine modificări sau adăugări, da, sau ceva. Da, da. Lucrurile sunt un pic diferite. Aplicația revizuită trebuie să plece în formă normativ la Comisia Europeană până pe 30 în aceasta. Îmi pare rău că târziu cu documentația și lucrurile astea ar fi trebuit rezolvate de CRAP. Din punctul nostru de vedere, noi o rezolvăm, dar și doar că finanțarea e una și dacă discutăm de, și tehnicul e alta. Eu cred că soluții tehnice, cu riscul de care își spuneți dumneavoastră, cu o bucată de rețea de canalizare nu poate fi făcută. Nu e o problemă. Tehnic vorbind, nu, contractual, să scoate din contract nu știu ce. Dar până ajungem la a da ordinul din începere, mai avem niște etape. Dați-mi voie să vă rog pe dumneavoastră, pe toți. Aveți, deci clarificăm subiectul tehnic și apoi, dacă totul tehnic este limpede și stabilim cu proiectantul unde e rețeaua noastră de aducțiune sau, dacă chiar nu se poate, spuneți dumneavoastră, ce soluție avem să facem aducțiunea. Că acum știți cum e, în proiectele astea, dacă nu-ți atingi un indicator, dai toți banii înapoi. Nu putem să nu facem aducțiunea și facem canalizări. Deci ele obligatoriu se fac. Și tehnic să găsesc soluții. Nu există.
În cel mai rău caz, pe o proprietate privată, dumneavoastră vă știți mai bine cum. Eu vorbesc fără să cunosc dacă există cu o variantă de privat. Nu știu dacă se permite să investești bani europeni pe terenul altcuiva. Se poate pe contracte de superficie, se poate pe expropiere, pe cauză... Încă o dată, vă invit să veniți în teren și să vedeți și dumneavoastră densitatea caselor care sunt și cum sunt acolo, limita proprietății exact la fiecare și mergem cu toții vedem. Eu v-am spus, noi vrem doar bine. La fel ca și dumneavoastră. Dar nu vrem să rămânem fără utilități. Adică să creăm posibilitatea ca apa potabilă să treacă prin centrul localității noastre, da? Să folosească la alte localități. Iar voi să rămânem fără canalizare. Vă folosește și dumneavoastră. Îi folosește, adevărat. Branșamentele care le avem astăzi, le raportăm. Și adopțiuni noi deja instalate. Da, astăzi noi avem apă. Și o să aveți apă și doar. Și mai mult. O să avem. De asta vă spun că deci noi am predat apa în anul 2010 cu investițiile noastre făcute fără ca acest numit CRAF, nu știu dacă îi spunea la momentul respectiv CRAF, să investească ceva decât zero. Atât pot să vă spun. Astăzi am studiat împreună cu specialiștii la birou, astăzi și zile anterioare, nici nu este prinsă la CRAF, deci e prins satul Larga, care este dincolo Trotuș, așa, el se alimentează din orașul Dărmănești în condițiile în care, în anul 2022, primăria Condoftene a cheltuit în bani vechi 4 miliarde, trecem pe sub care ferată, pe sub DN12A, așa, numai aprobări și câte avizuri am avut nevoie, am făcut și recepția tot și noi ne alimentăm direct din conducta dumneavoastră principală din câmpul între Dofteana și Dărmănești. Și aia este prins că alimentăm din Dărmănești, care este fals. Deci toată investiția aia nu a fost prinsă, nici măcar să știi crabul una. A doua problemă. În cursul lunii septembrie s-a defectat o pompă care pompează apă în satul Cucuieți. Am luat-o și am trimis-o la Sfântul Gheorghe. L-a reparat pentru că crabul nici astăzi nu a venit soia. Mai avem încă două care s-au defectat între timp. Așa trebuie să le trimite și pe astea. Nu a venit nimeni de la crab. Domnule, stai să le iau să le duc la reparat. Nici asta. Am avut nevoie de un cămin pentru separarea apei pe uliță în Larga, așa, am investit noi, am construit un cămin, am cumpărat un regulator de presiune, ca să putem stabiliza presiunea, să nu fie prea mult într-un cătun și în partea altă să aibă presiunea slabă. Deci toate investițiile să le facem noi, am predat rețeaua la CRAB și CRAB nu răspunde cu nimic la orice telefon, doamne, nu avem, vă rog frumos, am făcut o deviere. În vederea construirii podului la Fofonel, cum spunem noi, am vorbit la CRAB, domnule, haideți să faceți devierea conductii pentru că ne încurcă la pod. Da, domnule, dar nu avem cu ce. Bun, am cumpărat 100 de metri de iarde, PHD, PN10, de 50. Tot noi. Deci nimic. Și atunci, cum ar fi să trec conducta către Onești și noi să nu avem apă? Nu? Deci eu vorbesc în numele comunității din Dofteana și Consiliul Local. Vă rog respectos să veniți. Nu o punem spre sfârșitul săptămânii. Ne vedem luni, exemplu. Ca să fie mai repede. Luni, marți, cel târziu. Da, luni, marți, cel târziu. Dacă dumneavoastră ne clarificați toate lucrurile astea și veniți cu planșele, toate, da. Am studiat și noi acum, am văzut ce lungime, ce câți metri pătrați parcurgeți prin comuna Dofteana, în metri pătrați, de ce lungime, Dofteana, Bogată și așa mai departe. Până când vă am venit cu toată demonstrația, veniți cu planșe de tot absolut, deci noi suntem de comun acord. Și consilierii vor bine de cetățenii din Dofteana. Tot fel. Mai planșe avem și acum la noi. Nu sunt detaliate, sunt doar trasee. Dacă îmi permiteți, adopțiunea are un segment de 803 km, cu diametru de 600. 500-600. 600. După aia scade, probabil până la Cașin. Iar canalizatul și aducțiunea ai mai amasat cele șapte, e semnat contract. E semnat contract. Bun. Ulterior, se va semna și pentru canalizare. Da, se va semna evaluare tehnică. Da. Adâncimea la canalizare poate să ajungă pe avut până la 4 metri. Recomandat. De la 1 metru jumătate și până la 5-6 metri. În funcție de, teren și de configurația terenului. Și dacă se poziționează aducțiunea, să zicem, la 1 metru, și ne ducem cu canalizarea care o să fie foarte apropiată, sub ea, nu știm cât de la ora asta, nu știți nici dumneavoastră la ce distanță se montează canalizarea de aducțiune.
plan, presupunem planurile de aducere, canalizare, veniți dumneavoastră cu planul de gaz. Da. Și presupunem conform normativului. Da, păi mergem conform și merge, merge conducta de canalizare. Nu, conducta de apă, aducțiunea de apă merge la o adâncime și conducta de canalizare merge la 4 metri. Putem să spunem așa, să suprapunem canalizarea? Nu pot să suprapun canalizarea. Nici peste gaze deloc. Peste gaze deloc. Am spus mai înainte că nu suprapunem canalizarea peste gaze. Asta nu este o soluție. Știm foarte bine ce se întâmplă în peste gaze. Da, nu. Da, deci chiar nu facem, nu mai sunt ani. Mai avem o câștigat licitația, o firmă care preia, cum e exact operatorul dumneavoastră regional, cum e Crabul, apa, așa și gazul. Deci, dintre ea lucrarea, trebuie să dăm lucrarea. Și este lucrarea pe perioada execuției. Deci, nu să face în afara normativului, pentru că nu va fi funcțional în mulți ani în primire. Nici autorizația de construire nu obține până nu avem toate avizele, expertizele. Păi, să concluzionăm. Luni, cel târziu, marți, ne întâlnim aici cu proiectanții. Dată o stabiliți dumneavoastră și așa transmitem. Deci cum facem cu proiectul de hotărâre, doamnă? Eu? Dacă permiteți să subliniez un lucru, aprobarea dumneavoastră pe proiectul de hotărâre înseamnă că ne dați posibilitatea să obținem, în continuare, să obținem finanțarea deja pentru proiectul de 685. Dacă veniți luni și clarificăm luni, luni vă dau aprobarea. Eu vin mâine cu condițiile astea, pentru că eu am termen, noi avem termen 30 septembrie să transmitem toate hotărârile de mâine. Eu lucrez și sâmbătă, mă pun la dispoziția dumneavoastră. Când vreți? Ajung la... să am o discuție cu proiectantul, că e nevoie de proiectant. Și să venim... Proiectantul, dar Figner, nu a să vină niciodată, adică noi am făcut de data asta vorbim. Videoconferință, dumneavoastră se ferește ca să vină, motivul nu știu care este. N-aș vrea ca să dezvolt ideea și să vorbesc mai multe, probabil vrea să știe mai repede banii. Dar noi trebuie să știm. Păi nu. Noi vrem canalizare, noi vrem aducțiune de apă, noi vrem și gaze. Dar trebuie să vedem da. Bine. Da. Să-l avem ca... în asigur asistența tehnică, e clar că trebuie să vină și în teren. Acum pot să vă spun. Noi dăm aprobarea, ca să dăm aprobarea astăzi și pe ce s-o dăm? Pe finanțare, pe soluție tehnică, toate se pot rezolva în câteva zile. Ar fi, eu vă cred că sunteți nemulțumit, că am înțeles de la colegi că încercați de multă vreme da. Să-i aduceți și să nu vine nimeni măcar electronic dacă au făcut suprapunerea, măcar hârtia în formatul de veche, dacă o hârtia, mă rog, pe calculator, dar vot convins. Proiectantul de la gaze, împreună da. Cu proiectantul. Asta a stat de vorbă numai singură dată, s-au întâlnit în București, de două ori, și-au vorbit. Și concluzia a fost că... Ăsta de la gaze spune că nu merge, că ăsta respectă un normativ, dar urmează să spune că da, nu merge. Așa înseamnă. Bun, să vină la fața locului să văd cum merge, să-mi arată. Da. Dacă ne-ar da voie CNAIR-ul să intre pe DN un metru, da. Intrăm. Intrăm un metru cu execuția și punem adopțiunea pe acostamentul DN, așa, și mai mușcăm un pic din asfalt. Primarului, de la început, certificat din urbanism. Ce speranța? Avizul primarului, când s-a eliberat certificatul din urbanism, și-au fost dat. Să-i intra vilan, să vină din sub DN. Pe DN, corect. Deci așa am dat. Da, deci, să se mențină avizul și certificatul de urbanism, care eu l-am semnat. Și pentru asta susțin. Și eu mai am întrebat. După ce dumneavoastră aveți adopțiunea construită, un proprietar vine și solicită un certificat de urbanism pentru o locuință. La ce distanță trebuie să îi dați voi să-și construiască locuință față de adopțiune? Conform normativului. 30 de metri. Dar asta dumneavoastră urbaniște trebuie să spuneți. Nu, dumneavoastră să eliberați avizul. Deci conform normativului la 10 metri. Și dumneavoastră veniți cu adopțiunea la 2 metri. Sau merg, dacă o adopțiune e de aici, dumneavoastră deci noi am avut discuții în este de la început. Cineva fi de nevoiești care vrea să construiască și la ora actuală, le anunțam astăzi, că vrea să construiască, trebuie să aibă din axa drumului cât 23 de metri până în prima construcție, nu? Cine construiește acum, celelalte care sunt construite, când lumea rămâne așa. Deci 23 de metri.
Și asta înseamnă că adopțiunea de apă, dacă vine chiar pe DN12, presupunem, până la următoarea construcție, care este la 23 de metri, mai mult, adică aproape 23 de metri, ar fi loc. Dar să fie 23. Mie de la... Cum s-a spus? De la 30 de metri. Nu, deci 10 metri. Da. Astea sunt cazuri punctuale. O aducțiune deservește 10.000 de locuitori. Fără aducțiune, n-avem apă în rezervor, nu ducem în distribuție. Ne-am modernizat. Noi vorbim de instalațiile vechi care, ok, 20 de metri, 10 metri sau 30 de metri erau atunci. Noi suntem aici și trece conducta pe la noi din ani de zile. S-au întâmplat multe incidente. Am avut oameni inundați cu un metru de apă în curte sau în casă. Familia Bertaran din partea la altă, noapte la 1 la 2. Bun. Acum, cu conductele astea apărute, cu noua tehnologie, poate să pună în pericol construcțiile din zona aia. 10 metri ar fi acceptabile. Nici în casă. Din ce va fi? Fontă. Din fontă? Fontă, deja instalăm la marginea și la mijloc. Am văzut asta, că instalați la marginea. La marginea și la Gărmănești, schimbăm de la Țărăboaia la... de la Auz la Țărăboaia. Tot asta care aduce la Cărăboaia, da. Și după aceea, din Cărăboaia... Păi, știam și pe acolo. Da. Până de aici, ne-ați înțeles? Eu v-am înțeles, vă rog și mă înțelegeți și pe mine, că grija noastră și așa de mult asta trebuie să fie să avem banii. Că după ce avem banii, putem să facem... Repet, dacă ne încape pe DN12, ca să nu fie cazul să-mi spuneți mai târziu, să renunțăm la ce? La canalizare. Nu renunțăm. Garantăm că nu se renunță la canalizare. Da, spuneam, nu pot să reduc un indicator. Cu ce garantați? Faceți scris? Da. Dar eu nu faceți scris să-mi spuneți să deviezi conducta de gaz nu, pe aia nici nu, în niciun caz. Dumneavoastră începeți înaintea noastră lucrarea la conducta de gaz. Sperăm. Și noi ne adaptăm cu proiectul și clar îl facem. Da. Mergeți la BACO, studiați. Da. Și ceea ce am vorbit ultimii cuvinte acum, faptul că vă asumați întreaga responsabilitate. Deci canalizarea, adopțiunea de apă și gazele vor merge pe terenul pe care o să vă vedem noi în următoarea ședință. Și eu fac o ședință de data până duminică și dau drumul. Am înțeles. Tot așa? Cum ai renunțat? Da, eu apa și cam tehnic, toate. Normativul ne permite. Unde? Nu într-un metru. Noi avem de la carosabil la limită de proprietate. În subsol. Bine instalate rețelele. Puneați de fibră. Avem fibră peste tot. Avizele, v-am zis, le avem pe toate. Dar altfel nu am fi trecut de niciun evaluator. Nici ai noștri, nu mai vorbim de autoritatea de management. Gespor, care verifică tot. Și au rapoartele lor. Sunt la primărie din 2008, vă rog să înțelegeți. Ceea ce știți că s-a întâmplat acum recent la Călimănești din județul Vrancea, nici Telecomul, și poate să mă audă toți, nici vreun Telecomul și nici alții, nici Transgazul, inclusiv Competul, nu știe la ora actuală unde au conducere. Vă spun din experiență și dacă vreți să vă arăt acum la un kilometru de distanță, unde nu putem lucra, am oprit lucrarea datorită Competului, pentru că au venit de 3 ori ca să identifice o conductă și nici acum nu suntem siguri. Ne mai întâlnim joia viitoare, iarăși cu comisii, cu Apele Românii, Serghiau, Transgazul, Competul și așa mai departe, pentru că nu știu riscul. Dar,
Vă spun din experiență, au venit cei de la Romcom și mi-au spus o zonă unde se săpănă tocmai de apă, o rețea care a băgat-o cândva, așa, și exact pe acolo am rupt-o și au rămas fără telefoane din județul Harghita și până în județul Vrancea tot. Înțelegeți? Iar la CFR aceeași lucrare, uitați să se spun, și CFR-ul la fel, că l-am tras cu munta pe sub, care a ferată, au venit și mi-a indicat, o stat din ora acolo și le-am rupt cablul, nici de el nu știe. Vă spun sigur că nu știe niciunul. Cei care știau au ieșit la pensie, liniorii au dispărut prin reducerea posturilor, așa, și în condițiile astea umblăm cam pe bâșbâini. Experiența mea, vă spun, pe strada Florilor în Dofteana, Transgazul nu știa că ei deja au un tub de protecție acolo și ne-au făcut un deviz de 2 miliarde de bani vei, ca noi să descoperim conducta, să punem un tub de protecție și când am descoperit conducta, spune tubul de protecție, exista deja tubul de protecție acolo. Bun, fă înapoi acoperirii, fă... Bun, erau 4 persoane care urmăreau lucrarea, de la ei, plus de la noi, plus dirigintele de șantier, și banește cineva de mine. Să vedeți, asta am vorbit la modul general. Deci o să vedeți probleme și cu fibra optică, dar nu avem ce face, înapoi nu putem da asta. Îi dau avize, v-am zis... Când le-ai rupt, îi plătești, dacă îi rupt cablul, cum am plătit la CFR 1800 de lei în bani noi și multe, 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 multe vini, am întrerupt de nume aceea nici trenuri, nici nimic, nici telefoane, nici nimic. Depinde ce scrie în aviz, câteodată mai plătești și ei, să știți. Deci trebuiește asumată responsabilitatea de către toți factorii de conducere pentru faptul că oamenii trebuie să aibă utilități. Într-un fel sau altul trebuie să aibă. Dacă lăsați conducta pe partea unde este acum, sau dacă acceptați ca de la Dărmănești și vine la Cărăboaia, să facem deviere de la Pecu, unii mai sus, și să venim pe lunga trotușului, tot pe domeniul public, care am propus societății dumneavoastră, care vă face studii de fezabilitate, Vigneu, consultanța, veniți pe partea aia cu adopțiune ca să nu ne încurcați aici. Deci eu le-am trasat, dau teren. Orice soluție tehnică avizează din punct de vedere economic și experții angajați de Ministerul Fondului. Și de asta consecvențe că Franța sunt mai realizate, pentru orice soluție care arată linia dreaptă și ocolește, înseamnă bani suplimentari și sunt foarte reticenți și mai au și alte criterii după care analizează. De-aia... Bine, s-o văd că vine consultantul și proiectantul, acum să dea soluții, doamne. Sunt utilități. Gazele, canalizarea, adopțiunea de apă. Mă, omule, vină și dă soluții, te rog frumos. Vină în teren, nu facem proiectul sau studiu de fezabilitate din birou și îmi spui mie că pe un metru, pe o lățime de un metru, merge trei conducte de utilități. Ele merg una sub alta în pământ. Dacă permite normativul. Da. Și normativele ne lasă să le așezăm. Acum, eu vă înțeleg indignarea, supărarea. Cel târziu, ați zis că aveți disponibilitatea și mâine. Merg la companie, discut cu domnul director general și vă spun. Nu numai partea de studiu de fezabilitate. Și mâine. Da. Dacă nu, sâmbătă, în weekend, vă faceți treaba și sâmbătă ne vedem în teren. Chem și cei care sunt implicați în proiectul ăsta și mergem în teren. Mai bine. Dumneavoastră, dar interele. Și astea sunt foarte importante pentru noi. Asta zic, adică și asta, că avem un termen... Bun, haideți să vedem, să o luăm acum administrativ. Ce facem cu asta? Dăm amânare pe ordine de zi. Se poate da, mă, secretar? Trebuie făcut răspuns și la Adi. Și eu, Adi, vă adică în ședință și trebuie să ne trimitim votul. În baza hotărârilor. Asta care discutăm acum? Nu cred că asta. Deci mâine are ședința ADIP-ul și noi trebuie să transmitem votul nostru mâine în ADIP. Avem adresă. Încă am venit pe termen lung. Asta a fost discuția mea cu factorii de conducere ai județului. Și nu am făcut niciodată nicio comisiune. Eu dublu. Eu, încă o dată, repet, vă rog să stați de vorbă tehnice. Cu... Eu cu Vigneu am lucrat pe programul de, pe programul de mediu, așa, în prima aplicație, cea de 117 milioane de euro. Ne ținem de el. Eu personal. Cine face procesul? Eu pe la
Te rog frumos să fii foarte atent să spui ceea ce se discută aici. Lăsăm antropopații, da? Ceea ce se discută aici. Și ceea ce propune fiecare. Deci acolo scrie reprezentantul CRAB prin doamna director adjunct, împreună cu dirigintele de șantier, se angajează ca acea conductă de aducțiune, inclusiv canalizare din Comuna Dofteana, să nu afecteze cu nimic rețeaua de gaze pe suprafețele în care trece aceleași utilități prin localitatea noastră. E bine așa? Bun. Iar doamna director adjunct promite în cursul zilei de astăzi, data de 29, până la orele 16, ne va trimite o adresă din care se rezulte faptul că va purta o discuție cu proiectantul de canalizare și aducțiune apă distribuția apă, ca acea conductă de gaze să nu fie afectată cu nimic și proiectul de gaze și nu, proiectul de apă uzată și apă potabilă vor fi și vor respecta traseele în conformitate cu proiectul. Cu amplasamentul. Da. E așa? Zic bine? Da. Deci dumneavoastră nu este. Și atunci eu o zis Consiliul Local, s-au înregistrat tot aici, așa, supun spre analiză și aprobare consilierilor, dacă aveți depus întrebări, vă rog foarte mult, spuneți întrebări, așa, și haideți să-i dăm undă verde, că sunt multă constrângere pentru toți și ne afectează, iar tehnic, eu doamna sunt convinsă, puteam director, să aud de oamenii ăștia și mulți dintre ei stau la DN12. Nu faptul că își vizează situația lor, să aibă el canalizare și nu le interesează pe altul. Dar nu vrea să aibă el. Vrea să aibă și el, cum are și celălalt. E lămurit în situația. Așa. Și în situația asta, trebuie să găsim soluții. Nu atunci când spuneți, doamne, aici vine proiectul și mutați dumneavoastră gazele. Nu. Facem o altă subtraversare. Luăm din apostamentul CNAIR-ul, dar nu suntem noi. Exact cum a spus dumneavoastră, dar atâtea tehnologii noi. Proiectanții noștri au mers pe tehnologii greșite. Sunt atâtea tehnologii noi. Și vă rog frumos, deci, până astăzi, la ora 4-5, până mâine dimineață, să am adresa asta, faptul că vei sta de vorbă cu proiectanții și așa mai departe, iar cele trei utilități, gaze, canalizare, apă de distribuție și adopțiune apă, nu vor fi afectate în conferanță cu terenul pe care îl punem la dispoziție. Deci și noi ne adaptăm proiectul de apă și canalizare, da, funcție de proiectul dumneavoastră, de gaze pe care îl dați în execuție. Stimați colegi, dacă aveți discuții, vă dacă sunt discuții. Totuși, deci se insistă să treacă prin centru, dacă e atât de strâmb terenul, cum se poate intra. În subteran se poate. V-am zis, sunt constrângeri economice. Nu o să fie. Lucrarea e urmărită, o să fie urmărită de noi foarte bine, așa încât să nu împărțim. De fapt, aducțiunea care creează acum probleme, avariile apar din cauza vechimiei. Atâta tot. Nu o să fie intervenții pe o rețea nouă, pe o rețea de aducțiune nouă. Nu sunt vechească și asta. O schimbăm din timp, adică și acum, și UAD-ul... Nu o să mai fim noi atunci. Da. Dar din experiența care o am, vă spun, eu locuiesc undeva în zona DN12, am spus, doriți să mă vorbă. Și există o conductă de fontă, colegii știi, mare majoritate de fontă, că e de opțiuni mare, care pe cine întrebi și păi, asta e de când e lume, de când era castelul Ghica, funcțional și așa mai departe. Asta înseamnă că are 150 de ani, cred că. Și din fontă, ca să poți să te branșezi printr-un branșament, noi am dat gaură o mașină mai mult de pe ori lângă alta, pe aia spart. Și am pus un șanier și ne-am brașat la apă. Vă spun cu ani, 30-40 de ani. Da.
Și e mai dată în interior. E mai dată în interior. Cum e asta de canalizare? Da. Doamna director Iuriț se referă aici. Așa. El vine așa. Asta se referă, suprapusă. Aici e lățimea de un metru, de aia vine așa un cristal. Deci dumneavoastră puteți să veniți cu aducțiunea de apă peste canalizare? Dacă nu pot cu canalizarea. Cu vas posilici, într-un fel nu poți să vin nici cu canalizarea peste aducțiune. Deci în mod obligator trebuie să vină în lateral. Trebuie să vină în lateral. Trebuie respectate normative. Trebuie să vedem distanțele între la normative. Doamna director, și o întrebare. Dacă Comuna Doctana vă oferă o zonă unde nu sunt case, nu un teren virant, pe care treceți fără să aveți nicio treabă cu proprietăți, deci ce există să facem deranjul unde e destul de strâmt? Soluțiile astea toate tehnice se pot aplica în execuție. Da? Acum dăm niște documente noi și dumneavoastră către finanțator să nu riscăm să pierdem finanțarea. Tehnic se poate. E clar. Că și vine, va veni, promit eu că nu există, trebuie să reziliem contractul de asistență tehnică cu proiectantul ăsta dacă nu vine în teren, într-o situație așa de serioasă. Mai ales că ați identificat terenurile. Eu m-am dus, dacă mi-aduc aminte că... Dacă mi-aduc aminte că am văzut dumneavoastră în teren, acum 3-4 ani, 5 în urmă, că nu-i de astăzi discuția asta. Și i-am explicat tot terenul. Dar noi suntem înregistrați și s-aude. Problema este în felul următor. În baza unei... Domnul dirigent de șantier este aici. A unei dispoziții de șantier semnată de proiectant, dirigentul de șantier, care este reprezentantul dumneavoastră, poate să fie deviată într-un fel sau altul, în funcție de problemele care se găsesc în teren. Mă scuzați că vă întrerup. Am o situație similară pe celălalt contract la Dărmâne. Domnul primar, ați spus. Deci acolo s-a deviat traseul cu dispoziție de șantier. Deci, da? Cu nouă reautorizare, că așa spune legea acum. Am vrut să le dea Romul Vincent. Rom Silva. Da. Și cu Rom Silva și cu cartierul de Rom și se știe. Da, deci se poate. Cu nouă reautorizare, deci se vine... Vorba de producta de apă brută care vine din baraj și merge către stația de tratare la Cărăboaia. Nu s-o permis să treacă pe traseul respectiv și în baza unei dispoziții șantierul de viață. Da, am scos o nouă autorizație de la Primăria Dărmănești, acolo în DCJ-ul fiind doar pe OAT-ul Dărmănești, n-au fost nevoie de avize și se continuă lucrarea. Iar aici și... nu avem autorizația de construire. Da. Și e clar că venim la dumneavoastră, da? Cu planurile, cu soluția pe care o să o agream, pe care o să o propună proiectantul, o să o agreați și dumneavoastră, că altfel nu vizați planul. Da. Și nu obținem autorizația. Aici am să fie. Deci, clar, că funcțiunea va fi pe o soluție pe un amplasament pe care îl acceptați dumneavoastră. Dar vom merge cât vom trasa, vom vedea și vom analiza la acel moment. Dar la ora asta... Dacă aveți să... Da. Și riscăm să fie finanțare. Asta e problema. Haideți, dacă aveți și alte discuții, vă rog. Dacă nu... Da, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Nu mă întreabă dacă este cineva. Abținere împotrivă, e cineva? Bun, salut acum de 70 consilieri. Haideți să continuăm. Da, trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre fiind punere la dispoziția 10 companie regională de apă Iesa Macro, a terenurilor aferente investitor din cadrul proiect regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă potabilă în județul Bacău pe 2014-2020. Deci tot în baza unei dispoziții, doamna director, ca să nu fie în discuție, tot în baza unei dispoziții, canalizarea de pe străzile de care vă vorbeam, care noi avem denunță pe o sfiată, am înștiințat, am făcut analiza post-benefici, am informat cu ani în urmă, relocarea de pe partea aia și să venim aici. E mult mai simplu la DN2 și la acordăm pe ședei și acordăm și mai căbirul și poate și tot ce este. Asta. Deci predăm amplasamentul aici pentru execuție la Georgiana, dar nu e aici vorba de talip sau aici? Nu, următorul. Da. Bun. Deci se predă amplasamentul. Da. Dacă sunt discuții, dacă nu se pune la vot acest proiect, cine este pentru?
Da? S-a votat cu 70 consilieri. Deci, proiectul numărul 56. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apăuzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și modernizarea reprezentantului Comunii Dovdeană să voteze în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție și a tarifelor. Deci, doamna Gregor, deci noi de tarife am citit aici, am văzut 2021, 2020 și în 2021 a fost actualizat de evoluție. Acum, stimați colegi, e vorba despre noile tarife care are legătură cu celelalte proiecte care le-am dat noi, pentru faptul că atât noi cât și dumneavoastră au confinanțare și dumneavoastră, în baza tuturor localităților care suntem acționari la CRAP, da, s-au făcut niște împrumuturi. Da, noi tocmai vom contracta un împrumut de 24 de milioane de euro pentru cofinanțarea acestui proiect. Și în condiție de astea, valorile pe care le vedeți reflectă, ați văzut și fără TVA, văzut și fără indicele de inflație. Deci, ca să știm destul de clar. Într-un fel sau altul, direcția este doar numai în urmă, să știți. Pentru că nu ne putem dezvolta altfel. Da, dacă vedeți. Dacă sunt discuții, nu am vizit o comisie buget. Am desfavorat. Da, spunem la acest proiect. Este pentru. Da, s-a luat acum 70 consilieri. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 139 din 19 septembrie 2023 privind actualizarea datelor de identificare și a informațiilor tehnice ale unor imobile din domeniul public al Comunei Dovdeană în vederea întocmirii documentațiilor cadastrale. Da, e vorba despre strada 200 din Cucuieț. Noi la ora actuală am avut 27 de străzi, da, Diana? În cele 27 de străzi care rămăseseră măsurate, dar ne intambulate. Când am ajuns la intambulare, mă refer pentru gaze. Și aia ne folosesc și la canalizare și la orice. În situația asta, când am ajuns la intambulare, acolo pe strada Dosului, noi am lărgit drumul. Am făcut acum mai larg, bineînțeles, ne-am modernizat cu asfalt și planul înclinat și așa mai departe. Cu piatru concasată l-am făcut ca să fie accesibil și acum nu mai corespunde acelor măsurători care le-am măsurat cu anii urmă. El este mai lat, lungimea este aceeași. O să pun spre analiză și aprobare ca să merge. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt, Comisia Buget? Da, supun la acest proiect. Este pentru? Da, să vă spun așa cu toate. Deci, la următorul. Doamna Director, vă am o întrebare, dacă îmi permiteți. Acum v-am prins aici ca la telefonie, știți? Prima dată faci contractul, după aceea nu mai răspunde nimeni. Mă rugați și mă sunați direct. Durează un minut. Prin prisma activității noastre de consilieri avem un electorat în spate. Și noi căutăm să le asigurăm utilitățile. În condițiile în care avem la 5 km stația de tratare la Cărăboaia, avem zone la noi în Dovdeana unde nu e presiune de apă. Și nu răspunde nimeni. Spuneam, aveți un reprezentant în teritoriul la Târgu Ocna care nu îl interesează absolut deloc. Dacă avem un capăt de drum, exact cum a zis domnul primar, de 100 de metri, trebuie să cumpărăm noi pe ei și ventile și mai știu ce. Și omul ăla i-a luat niște bani când l-ați branșat. Un contract de branșat. Și el stă fără apă. Deci au stat în vara asta și 3 luni oamenii fără apă. Bacă nu merge pompa, bacă nu merge aia. Care e? Ce trebuie să facem? Că nu răspunde nimeni. Și omul vine la noi și ne întreabă pe noi. Direcția tehnică. Nu-i vorba numai despre sada, el ieși dintr-o sat din Marga, nu-i vorba nici, au și probleme și Mihăia cu partea cealaltă și atunci un reprezentant, un coleg de-a dumneavoastră care este aici. Dar este consilier și lucrează la stanții de la doamna director, vă scuzați, domnul primar, nu de fiți, deci nu urcă apa la duș, sus. Deci ajunge și pe primarie sau de loc. 5 atmosferi minimum, să poți să-i meargă mașina de spălat, îi demolite situația așa. Oamenii n-are la ce duș decât la noi. Sună la noi, scrie ori, dacă îmi derup curentul, că fac la întrerupere de curent la eu în canalul ăsta, cred că n-am avut niciodată, mă sună pe mine, pe doamna Vici și așa mai departe, sunam la ei și nu răspund. Motivul ăsta este, și asta vreau să spun colegul, să avem o bună colaborare, dar să vină în teren.
V-am spus, sunt de profesie și putem rezolva multe lucruri. Dacă îmi permiteți, eu întrebând acum vin că concurs de proiect. Foarte asta bine. Asta e dar cei care se ocupă de distribuții. Și transmit mai departe și mă asigur că eu... Dom'le, au nevoie, poate un bug de excavator. Rețele le-am tras noi, domnule director. Tot ceea ce se numește rețele le-am tras noi. Am scos pe cele vei care erau băgate de petrol și așa mai departe. Am pus pe HD, am dat țeava afară și așa mai departe. Tot. Deci ele sunt funcționale, merg. Avem nevoie de apă, de produs. Da, da, da. Da. Eu consider că o să îmbunătățească relația Cravului cu dumneavoastră. Noi vrem să știți că noi avem o deviză. Sunt am candidat toți care ne vedeți. Mare majoritate sunt care am plecat din 2008 aici. Faptele să vorbească. Așa, așa. Dacă spuneți că va fi presiune, nu vă spun asta. Astăzi nu vă spun că da, dar ține de mine aș face-o și aș promite azi. Ce a ținut de mine am făcut. Că proiectul... Domnul director mi-a promis că atunci cum a fost ieri dumnealui, dar să știți că la următoarea ședință Consiliului Local îl invit ca să poată să dea răspuns că dumnealui se ocupă de distribuții, inclusiv de Târgoma, de tot. Îi transmit invitația dumneavoastră chiar acum. Da. La prima ședință a Consiliului Local, vă rog frumos, doamna secretară, să nu uitați, da. Invităm directorul de la... Mulțumesc tare mult! Continuați să fiu pe trebuie, domnul. Mă repet, da, până la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Da, s-a făcut urmă de 17 zile, deci un lucru cum. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Dofteana în AGA, Asociația de Dezvoltare de Comunitare Barnerou, cu privire la punctul scris pe ordine de zi a ședinței AGA, ADI, în data de 25.10.2023. Da, deci am aprobat pentru 2 octombrie, ne-a venit hârtia dimineața, am spus pe asta pentru 25 octombrie, posibil să nu avem o ședință până în 31 octombrie. Am luat în calcul, inclusiv pe 25 să aprobăm mandatarea. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil, 5 voturi pe sub. Supunem la vot acest proiect, cine este pentru? Am să vot acum numai niște discuții. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit unor cetățeni din satul din strada Privighetorii, satul Bogata, a cantității de 649 metri provenit din fișarea arzilor din dreptul fiecărui gospodării. Da, aici pe strada Reniș la Bogata, de aici începe greu. Podul, care sunt probleme, întrucât podul respectiv, fiind proiectat și am primit toate vizile, să puteți să ne apucăm el, ori acolo au apărut alte situații care nu au fost prevăzute. Conductele petrolului, conductele a fostei rafinării, care în arest după explozia de care știți, au fost, nu mai pune nimeni mâna de el. Să le taie și câteva le-au scos petrolul și le-au scos chiarul lor, dar celălalt de la complet, după multe insistențe, dumnealor, spun că este una dintre ele care efectiv trebuie să o deviem sau să o îngurbăm. Noi trebuie să ne ducem cu talvecul și cu regularizarea râului Bogata la o distanță de minimum 2,5 metri să poată să intre apa cu drept pe pod. Dar giri, făcut dintre parte și pe alta și vă dați seama, sub 2,5 metri trebuie să deviezi conducta, să treacă pe dedesubt. Dar e posibil să rupem și asfaltul de pe drum în dreptul ăla, să putem să o tăiem și să o îngropăm la o distanță mai mare. Pentru joia viitoare i-am convocat pe toți și conducta de gaze a transgazului trece mai încolo. Tot la o adâncime mare. Deci nu ai cum și să devieze acolo. Și acum să vedem dacă ne dă o altă soluție cei de la SEDEA. Cred că singura soluție asta este ceea ce vorbesc specialiști. E posibil să mutăm podul un pic mai jos, să nu mai avem distanța de 20 de metri cum ne impune avizul lor. Să avem mai mult ca să putem să... Dar să vedem lucrurile astea. Dăm podul un pic mai jos, dar trebuie să ne apropie. Asta e unul. Doi. Tot acolo, de la Valea Naval și la Monte de Pod, vin niște diguri făcute pentru protecția malurilor și a vecinilor din zonă. Acolo, probabil, se va mai lucra. Dar pe strada Arenit și avem copaci ăștia care vedeți. Nuci, salcii, salcii albă, dunți și așa mai departe, care e dreptul unor cetățeni acolo. Și ei l-au plătit, ei l-au răsărit ca să fie prima luată. Acum, dacă vine gabioane acolo,
normal că trebuie să dea. Și propun și vă solicit să aprobați, să le dăm cetățeanul care vorbă, eu am răsărit dudul ăsta, ce fac cu el? Ia-le mine. Nu, l-ai de capul lui să rupi sau sărcile respective. Și vă solicit spre, și vă propun spre analiză și aprobare, să aprobați să le dăm cu titlul gratuit, numele și prenumele este trecut aici, pădurarul din zonă, data aia, un aviz din soțirea mărfii să-l bagi omul în curte și să aibă și justificare din ce motiv tot aia. Dar noi să putem să ne continuăm lucrarea. Asta e lucrarea, chiar dacă vine tipul răpuros, se poate lucra acolo. Se poate face gata. Nu sunt într-o ședință de Consiliu. Discuții dacă sunt la acest proiect? Dacă nu sunt, avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Da, supune la vot acest proiect de hotărâre și este pentru? Da, s-a votat cum vorbește atât de Consiliu. Da. Doamna Derica, ați văzut ce a spus, mi-a spus și afară, domnule, trebuie să o deviez. Deci este convins de faptul că trebuie deviat. Bun, noi am insistat, ne-am făcut tot ceea ce o trebuie, să vedem ce se va întâmpla în continuare. Despre lucrările în Dorteana, cred că le vedeți, dar dacă totuși le televizează și mai auzi și alții, pot să vă aduc la cunoștințele. În cursul săptămânii ăsta, cred că, se cheie lucrarea care o face Vega pentru calibrarea și regularizarea râului Dofteană, în spatele primăriei până sus la viaducta care face supra-traversarea. Se betonează, se lează și acolo cred că se încheie lucrarea zilele astea. Două zile maxim, trei zile vor pleca de acolo și vin și vor continua regularizarea râului Trotuș de la Mihai Iorga din dreptul lui Gabioane la Vale, încă 200 și ceva de metri Gabioane și profilarea, după cum știți, dă o cara pământ și acolo la stadion, nu? Da. Am întâlnit la lume. Am fost într-o sală cu ei acolo, da. Regularizează și în aval pe partea dreaptă, dar fără Gabioane, mă refer că prea Boloș în partea la altă. Nu și-au mutat organizarea de șantier la o proprietate privată acolo și construiesc Gabioane. Așa. Noi să sperăm că luna octombrie, toată până la 1 noiembrie, va fi gata lucrarea toată. E o lucrare frumoasă, cred că ați văzut-o. Dar știți ce ar fi mai frumos? Acum nu vreau să atingi nimeni, să spun așa. Știu că interagez multă lume. Oare n-ar fi o faleză așa frumoasă să demolăm tot ce e de la pod și până la stadion? Tot, nu? Și să fie o faleză așa frumoasă, turnând beton din asfaltul nostru până acolo, un beton așa. Vor să facem noi o pistă de biciclete, să facem o mână curentă să nu se ducă copiii, să prezintă un pericol acolo, nu? Să mai punem niște bănci ca să ne uităm și noi cum curge râul Trotuș, să vedem peisajul. N-ar fi frumos? Nu? Da. Nu propune are el. Nu, domnul proprietar. Da, da, ce mare brădă. Propui, nu? Eu cred că ar fi bine, nu? Da. Nu, domnul proprietar. Deci o las ca propunere deocamdată. Când va apărea proiectul de hotărâri, sperăm să fie mai discutabil atunci. Nu? Să se aprobe. Iar sta bine. Da. Cam așa ar trebui să arată. Știți de ce? Deja au început să-și pui talpa să mai construiască unul chiar pe zid, chiar lângă zid. Nu? Și vedem lucrurile astea normal? Nu. Deci sunt într-o discuție cu directorul de la Apele Române și vreau să-mi arate un plan chiar cadastrat dacă acel teren face parte din albia majoră a lui Trotuș. Dacă nu, îl trecem în inventarierea domeniului public și ne apucăm de treabă. Facem o faleză frumoasă. Tensionare splită în bicicletă. De acolo. Asta este o discuție și un pic de spirit de glumă, transmisând tuturor un pic de umor. Dar să-și mai gândească la asta. Nu? Da. Dacă aveți alte discuții, vă rog. Cu celelalte lucrări, deci pe Valea Lărgii, s-a făcut subtraversarea acolo, cu camera de cădere care era acolo, urmează să predea amplasamentul, să ne dea drumul înapoi, l-a terminat cei care cu lucrarea de acolo, iar ăștia la alți vor să pună piatra concasată și balastru și să asfalteze în aceeași perioadă care asfaltează Valea Câmpului.
De aceeași firmă. Întreabă cetățenii din Marea Crucea, cât mai durează asfaltul? Tot mereu ne întâlnim cu ei, cât mai durează, cât mai durează? Da, spune, și eu întreb cât mai durează. Dar nu sună cu asta ce întâlnim. Da. Ei vor să asfalteze când asfaltează Marea Crucea, cum se asfaltează și la rău. Mult tare nu mai durează, dar... Drumul 131, care face legătura între Seaca și DN12, rigolii s-au încheiat, s-au terminat. Săptămâna viitoare, miercuri, joi, am informații, în funcție și de evoluția vremii, se va asfalta ultimul strat de asfalt, după care urmează marcajul pietonal și totodată face și marcajul pietonal cele construite prin Compania Națională de Investiții, Seaca toată, străzi din Bucuieți și cealaltă din Lare. În stadiul ăsta se află lucrări. Da, dacă aveți altă discuție. M-am spus cu gazele, avem întâlniri și joia viitoare, sunt niște probleme. Am mai spus că am încercat. Da, dacă aveți așa discuții. Dacă aveți, declarăm și de zanchis.